Salut și bun venit la un nou episod de Fara Emisiunii 315 pe Barbă Neagră. Alin va copla aici mourele și vom merge pe terenul 22 pentru a tăia iarbă. Să taie GBC. Nu. Vreau să întorc. Noi vom lua Lamborghini-ul ăla și vom întoarce... Oh, încă unul, 26. Nice. Avem o grămadă de bani. Vom lua Lamborghini-ul ăsta și vom cupla tedder-ul pentru a întoarce fânul. După ce... De fapt, a întoarce iarba și a transforma un fân după ce Alin o transformă în... în iarbă tăiată. Hai să o lăsăm așa. Avem tedder-ul ăsta, care e cel mai mare. Eu nu l-am vândut pe la mic. Ok. Noi avem un tedder aici. Da, băi, eu am uitat să-l vând pe ăsta. Va trebui să nu uităm de data asta să-l vindem. Și va trebui să avem grijă de el. Bun. Că noi avem aici un tedder destul de performant și destul de mare. Aș fi vrut ca tedderele să fie un picus mai mari, ceva gen windrow-ul ăla verde. Dar, se la vei. Bun, hai să băgăm lumina. Boom! Let's go! Girofarul, domne, așa că... Dacă ați observat, eu mereu le încurc, adică ce mi-e lumină de hazard, ce mi-e lumină de avarie. Da, logic, ele sunt același lucru, și adică... dar asta de fapt de sus e girofarul. Bun, va trebui să ne luăm după Alin, să mergem în spatele lui. Văd că a luat JCB-ul ăla puternic, ăla mare. Sper că se descurcă. Pornim de acolo. Ok, bun. Aș fi vrut să mergem circular, să vedem cum vrea și el, oricum nu prea contează că tăiem iarba, adică poate să fie și haotic. Nu contează cine știe ce. Hai să dăm un unfold. Ne așteaptă pe noi? Cred că e offline. Cred că te dă rost, e un pic amare. Dar nu contează. Funcționează. Hai, Aline, pune-le jos. Le pune pe rând, cred că, nu știu, sigur, JCB-ul ăla... Wow, ce faci? Bun, hai că mă dau puțin mai în spate. Ca să ia porțiunea aia. Ok, bun, îl punem și noi jos. Se bun. După care îi dăm un B. Ok, toate bune și frumoase, and let's go! Let's urmărim pe Alin. Alin cred că își setează GPS-ul, el joacă cu GPS. Nu, mergi, că nicio problemă, uite, poți să te ocolezi pe aici. Nu, îi bai, mai rămâne acolo o porțiune pe care o luăm exact când ne întoarcem. Nu sunt fan a merge cu tedder-urile astea, dar n-am mai mers de mult cu ele, n-am mai întors iarba de extrem de mult timp. Și mai avem silici de vânzare, am ajuns la 670 acum aproape, fără 300 de euro. Și mai avem de vândut niște silici, l-am lansat acolo, am zis, băi, mai vindem când nu mai avem ce face sau când ne plictisim. Deja devenea o muncă repetitivă și e bine să le mai fluctueze și știi, să-l mai schimbi între ele activitățile ca să nu te plictisești. Mai ales că sunt multe activități în farming care sunt plictisitoare. Cum ar fi și asta, de exemplu, dacă ar dura foarte mult. Dar terenul ăsta nu e atât de mare, nu e ca și cum am tăiat iarbă pe 30. Holy shit! Un mower de la, am avut eu în harta aia de default, de journal, am avut eu un mower foarte mișto. Era un mod și era mower-ul ăla, avea, câte avea, domnule, avea 3 parcă, nu? 3 într-o parte, 3 într-o parte, cam așa tăia. Deci era dublu de lățime cum îl are Alin pe ăsta. Ba nu, era, și avea una și două, da, cred că dublu, că avea una, două, trei, da, una pe mijloc, două pe lateral, cam așa cred că erau. Și era extrem de mare. Cu ăla terminai imediat pe aici. Dar oricum, nu ne-ar fi ajutat cine știe ce. Alin ar fi terminat primul, iar eu cu tedder-ul aș mai fi avut de muncă. După ce terminăm treaba asta cu tedder-ul, va trebui să ne băgăm cu windrower-ul, ca să facem șiruri. După care, de fapt, cineva merge cu windrower-ul și cineva în urmă va merge cu... ăla de balotaj, știi, de făcut baloți. Zui! Bale maker-ul. Ca să facem baloți de iarbă. Nu știu câți baloți o să iasă de aici, sper să iasă câțiva. Avem și remorca aceea care adună baloți circulari. Nu știu exact cât o să iasă de aici, oricum mai avem bucăți de iarbă. Și putem da timpul pe 120 oricând să mai crească niște iarbă pe aici. Ar fi de preferat. Bun, o să urmez o parte dată cu rapiditate în care o să terminăm noi aici tot terenul ăsta. Dacă vreți să vă uitați, dacă nu,
dați skip un 2 minute sau ceva de genul ăsta, nu știu exact cât va fi partea asta. Și vom începe fix acum. Hai că am terminat, mai avem puțin parceluța asta acum. Aline răspunde! Un drăuri sau balotaj, răspunsul nu contează, nu e unul acceptat. Hai să facem, hai să vedem ce e Aline prima dată, dacă nu ne băgăm noi la ceva. Îi dăm un fold și hai să mergem în bază să luăm ce ne mai trebuie pentru următoarea. Mai are o să fac și porțiunea asta mică? Nu, nu mai are. E o porțiune destul de mică și nu contează. Mai ales că mai mult o să ne creeze probleme. Bun, va trebui să parcăm acum. Te dăru și Alin să se descurce cu astea. Și probabil, ce să luăm? Un drone sau balotaj? Hai să luăm balotajul și mergem după Alin, că și până acum tot așa am făcut, am mers după Alin, așa că hai să păstrăm tradiția. Așa că mă voi băga eu la balotaj și Alin probabil va lua windrower-ul, că altceva nu are ce. Bun, dăm un cuplaj, atașe! Bun, hai Aline, să te văd cu windrower-ul sau vrei să-l iei pe ăsta? Nu știu ce face Alin. Văd că a lăsat greutatea, acum a pus-o la loc, ok. What are you doing? Hai să-l privim. Da, bun, ia windrower-ul. Păstrăm aceeași tradiție, noi pe locul 2. Și să strângem baloți. Văd că ăsta are 58% iarbă în el, așa că... Acum eram un frame rate ciudat pe aici. Oare mă gândesc că o fi din cauza vacilor alora? S-ar putea să fie și din cauza vacilor, fiindcă... Gata, nu mai am frame-ul ăla. Am și drop frame-uri uneori, dar nu mai sunt atât de rele ca înainte să fac alincura pe aici. Chestia e că avem niște vaci pe aici, prin aproape de ograda noastră și înainte eu n-am avut așa, adică la John nu trebuia să te duci special. Bun, avem unfold baler, asta trebuie să facem prima dată. Nu, fold baler, ok, turn on baler, lift pickup. Deci e totul bine și frumos, trebuie să-i dăm un B doar și gata. Trebuie să mă dau eu mai în spate, ok, bun, văd că Alin s-a băgat pe avaria, asta înseamnă... Mihai, dă-te la o parte, că nu m-am încadrat bine. Și m-am urcat pe gard. Aline, pune windrower-ul jos. Și hai la treabă. Noi va trebui să încadrăm exact în spatele lui pe acilișa. Și o să încep de aici. I-am dat un B. Ăsta scoate un sunet... Ăsta așa făcea și până acum, scoate un sunet ciudat. Știi ce-mi place la bail-ul ăsta? Ok. Deja gata? Ok. Față de cel pătrat, chiar dacă, uite, de exemplu, cred că mulți dintre voi îl preferă pe cel pătrat când mergi pur și simplu cu el și scoate baloții fără ca tu să te oprești. Dar, e o diferență și cei de la Giants au așezat foarte, foarte mișto, au echilibrat foarte bine jocul și anume, stai mă că te golesc acum, stai să mai umpli un pic până la 100%. Și anume, dacă folosești bail-ul ăsta, utilajul ăsta, cilindric, da, de face baloți circulari. E bine, ăsta permite utilajului tractorul cu care îl trage să meargă mai repede.
Iar chestia asta nu s-ar întâmpla cu cel pătrățos. La ăla chiar mergi mai încet, fiindcă necesită mai multă putere, probabil, de funcționare sau ceva de genul ăsta. Așa că, vezi, e cu duș întors. Văd că ne umplem destul de repede, așa că probabil o să scoatem vreo două, poate chiar trei remorci. Să sperăm, cel puțin două remorci de baros de aici. Ui, ar fi superb. 89, 100, dăm puțin în spate și hai să punem la loc. Închidem, bam, bum, ok. Uite o poză aici, nu ar strica, stai așa. O facem de la spate? Hai să facem așa de la spate, uite așa. Și, bam. Ok, ăsta văd că e pornit. Hai să ne umplem la loc. Bineînțeles că Alin va face mult mai repede ca noi, fiindcă noi trebuie să ne oprim din 5-5 secunde. Și 5, 4, 3, 2, 1, stop! 100%! Îi dăm un O și am scăpat de B. Hai să dăm, ok. E, hai să vedem cum facem noi întoarcerea asta, să mă încadrez perfect, să nu omit niciun firicel de, niciun pai. Și, hell yeah, motherfucker, a funcționat perfect, a funcționat perfect. De ce mâncă? Aici avem mai puțin, din cauza asta nu mă mai umplu atât de repede. Corect. Fiindcă Alin aici n-a putut să facă decât jumate, văd că a luat și puțin pe stradă și din cauza asta încadrăm un pic mai încet. Ne umplem de fapt un pic mai încet, avem 100 din nou și am trecut deja de punctul de oprire. Ia. Bam! Îi dăm un O direct and let's go! 18, 19... Movet, 669.000 de euro, n-am mai consumat nimic. Totul bine și frumos. N-am fost cu ochii 100%? Cred că am omis câteva, da, am omis puțin. 99. 100%. Cred că am omis... Da, am omis când s-a vândut laptele. Văd că acum mai avem decât 2.200.000. Și înainte am avut 50, așa că cu siguranță am omis. Am și pe aici un balot de paie, ne-a rămas de când era terenul ăla 17 cu grâu, nu cum e acum cu canola. De atunci ne-am rămas. Opa, stai că am omis niște porțiuni. Graba strică treaba. 99. Hai. 100%. Yay, boss, yay. Îi dăm un O și încă unul. And let's go. Uite ce frumos arată cu baloții ăștia în șiras pe aici. Chiar arată teren de agricultor, nu știu. Baloții întotdeauna, baloții pe câmp, mi se pare o imagine așa foarte pitorească, foarte liniștită. E ca și cum ar fi, cum te simți când te duci acasă și te odihnești după o zi plină de muncă. Sentimentul ăla când mă uit eu la un câmp așa înverzit cu baloții înșirați de colo-colo, așa o treabă bună făcută. Chiar aveam o dată pe desktop un wallpaper de genul ăsta, știi? Acum nu știu, ce am acum? Acum am o galaxie pe wallpaper. Hai să facem o chestie interesantă. Apropo, spuneți-mi în comentarii, voi ce aveți pe desktop? Doar de curios. Vreau să vă cunosc așa preferințele din punctul ăsta de vedere. Cred că unii dintre voi aveți chiar lucruri ciudate pe desktop. Cred că foarte ciudate și să nu mai zicem de femeile în bikini, nu? Care mai ales că acum e vară, cred că nu lipsește la, din fiecare desktop. Vă reamintesc pentru cei ce nu mă urmăriți pe Facebook, aveți Facebook în descriere și mă puteți urmări și acolo. Mai postez update-uri, de fiecare dată când apare un videoclip, bineînțeles, îl postez acolo, așa că dacă sunteți activ mai mult pe Facebook decât pe YouTube, puteți vedea prima dată când eu postez un videoclip, puteți vedea din Facebook. De asemenea, mai postez și update-uri în caz că nu pot să uploadez ceva sau că uploadăm ceva, eu știu, mai special în ziua aia. Veți ști, bineînțeles, dinainte pe Facebook. De asemenea, vă mai pot întreba lucruri, chestii, treburi, putem comunica mult mai ușor pe Facebook și să vedeți update-uri ceva mai din spatele culiselor, să zic. Așa că pe YouTube nu am cum să vă dau update-uri decât postez videoclipuri, da? Dar acolo pot să vorbesc mai direct cu voi și aveți linkul în descriere. Avem 100% din nou, pac, bum, bam, bam. Și hai să mai menționez și asta odată, că n-am făcut-o unde ajuns până acum. Ba da, asta eram sarcastic. Ca să jucați multiplayer, oameni buni, vă trebuie jocul cumpărat. Și oricine poate juca cu noi multiplayer, doar că
Pe lângă jocul cumpărat, trebuie să aveți și DLC-ul JCB cumpărat. După cum bine vedeți, îl folosim destul de des, așa că este un DLC necesar. Pe lângă asta, bineînțeles, trebuie și harta și modurile pe care eu le folosesc, care tot timpul le am în descriere. Iar pentru cei care încă întreabă de când am început seria pe harta asta nouă, deci nu e o problemă, puteți să întrebați oricând, nu e nicio chestie. Dar înainte să întrebați o problemă, mai citiți comentariile, fiindcă poate cineva a postat întrebarea aia și s-a răspuns, așa că puteți să luați rezolvarea foarte ușor, fără să mai așteptați după un răspuns. Harta asta, Holzhausen Pisici, cum se numește, vine pe pagina de download, care, repet, este în descriere, la fel și toate modurile pe care eu le folosesc. Pe pagina asta, mai pe josul paginii, să zic așa, că oricum e în nemțoaică, în germană, există un link și linkul e către un mod, se numește Map Trigger, Trigger Map, ceva de genul ăsta. Și, e bine, vă trebuie modul ăla instalat pe lângă hartă pentru a vă merge să deschideți ușile la hambare și pe peste tot, și porți și toate cele. Harta nu are în ea modul ăsta. La fel, bineînțeles, după ce ați descărcat harta, trebuie să o dezarhivați, oameni buni, fiindcă ea mai are vreo 3 moduri instalate. Deci, arhiva pe care o descărcați nu e harta, ci o arhivă care conține harta plus încă 3 moduri. Și pe lângă asta, bineînțeles, vă trebuie și cel cu trigger map pentru a vă funcționa porțile și toate cele, iar lucrurile astea vi se spun pe harta de unde descărcați harta, pe linkul unde descărcați harta scrie clar că vă trebuie și modul ăsta, mi se pare că și scrie și în engleză, bineînțeles că în română n-are cum, dar mi se pare că scrie și în engleză și și așa faceți ca să vă funcționeze harta asta, nu e complicat deloc și încă o dată repet, harta asta se instalează ca orice alt mod, dezarhivați arhiva cu care vine harta și simplu îl copiați în folderul mods. Să-i dăm un O, care să-l găsiți în ce users, numele tău, my documents, my games, farming simulator mods, ceva de genul ăsta, cam ăsta e path-ul. Cred, da, cam asta e. Mă așteptam să ies mai mulți balos, doar atâția? Oricum, umplem două ore morci, nu cred că umplem mai mult, cred că e de ajuns două din astea, deci le avem pe aici. Mai avem pe aici niște porțiuni mai mici, dar o să iau poteca asta, să-i zic, de aici. O terminăm pe asta, 100%? Da, gata. Nu știu cum au făcut ăștia. Sunetul e exact când trebuie să pui frână. Pui frână și până se încetinește tractorul, pac, balotul s-a terminat. Mai avem o fâșie și încă câteva bucățele pe aici pe acolo, care nu știu sigur dacă le vom mai lua, doar dacă vrem să cumpărăm, iau scur, să curățăm tot. Și cred că ar arăta destul de fain să curățăm tot. 100%, op, stai că mergeam încet și n-a mai funcționat treaba. Acum ne mișcăm un pic camel cu 96. Ok, 100%, hai să-i dăm un unload. Mă dau mai în spate că am omis acolo puncte de încărcare și începem din nou de aici. Mai avem câteva bucăți pe aici, nu cred că mai suntem de ajuns să facem un balot. Nu sunt. Dar n-are nimic. După aia că mai crește puțin tel iarba, o să mai tăiem din nou și o să mai facem, că balot de iarbă o să ne tot trebuiască. Bun, o să dau un B, V și am plecat. Fold baler, why the fuck not? Hai să-i dăm și un fold. Văd că Alin s-a apucat de strâns pe cilișa. Bailuri, hai să vedem care mai e treaba și statusul la vaci, să vedem dacă au nevoie de atenția noastră pe acolo și dacă putem să le ajutăm cu ceva. Ok, hai să-l parcăm și pe ăsta cu spatele. Bun, ce vreau să fac și am uitat atunci. Hai să vindem tetherul ăla pe care stă degeaba practic acum. Dar va trebui să parcăm etecolea. Bun. Și o să vin eu să iau tetherul ăsta. Am folosit Lamborghini-ul și nu JCB-ul, fiindcă îmi place foarte mult Lamborghini. Lamborghini-ul e tractorul meu preferat în momentul actual, deși JCB-ul ăla mare e destul de mișto, mai ales că prinde 71 de km pe oră, care e, holy shit, imens de mult. Dar, nu știu, parcă am eu ceva, o slăbiciune pentru Lamborghini. De asemenea, uite semănătorile astea cu disc, tot parcate de Alin, foarte mișto, acilișa. Și bineînțeles, utilajele de pe casă și astea erau parcate foarte mișto, doar că
ne-am distrat puțin cu ele, așa că n-au mai fost parcate. Mai avem, bineînțeles, aici un balot, plus ăla de acolo va trebui să mergem să le luăm cu telehandlerul, dar mai încolo puțin. Acum va trebui să vindem un drawer, nu un drawer, tetherul ăsta. Nu mai am nicio folosință pentru el. Alin, văd că a încărcat primul trailer cu cu baloți și totul e bine și frumos. Bun, hai să stingem girofarul și să aprindem lumine de avarii, fiindcă avem deja gabarit depășit și cam așa trebuie să ne comportăm. De fapt, știi ce? Dacă să aprindem și pac girofarul, stingem luminile ca să putem să semnalizăm. O luăm la dreapta. Tac 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 tac. Bun. Perfect. Mă așteptam că dacă ei faci semnalizezi la dreapta și după aia pe stânga să se stingă semnalizarea la dreapta, dar nu face, ci se aprinde cealaltă, așa că trebuie să mai apeși o dată tot pe dreapta pentru a se stinge. Ceea ce în realitate merge și invers așa. Ok. Unde e? Mergem acum în oraș, la magazin. De ce fac asta și nu-l vând direct din meniu? Fiindcă îmi dă mai mulți bani. Ei, ălea, 1000-1500 când ne dă în plus, contează. De ce să iai minus dacă îi poți avea în plus? Este? Este. Oricum, banii acum nu mai reprezintă totuși eu știu, ceva după care noi să alergăm. Dar încă ne motivează. Să-l scăpăm aici. Ok, nu contează cum îl punem, doar să îndepărtăm Lamborghini-ul ăsta de aici, să nu detecteze jocul, ca și noi am vrea să vindem și Lamborghini-ul și dăm sell vehicle 6000. Ok, bun. Boing! Și aici să punem Lamborghini-ul ăsta la loc. Boing! Să-l aducem acasă, îl parcăm frumușăl, după care am încheiat activitatea pe azi. Tot în dreapta. Acum nu mai mergem, acum mergem foarte rapid, că nu mai e nicio problemă pe aici. Și îmi plac foarte mult curțile oamenilor și am văzut eu... Ce e asta aici? Asta e o măsuță, s-ar putea să găsim un bănuț pe aici, de obicei sunt... Unde e? A, nu-i pe aici. Mă așteptam ca pe aici să fie un bănuț. De obicei pe harta asta cam pe aici sunt ascunse, putem să urcăm? Hei, putem să urcăm, iese și fum de aici. Cât de tare! Pe aici un bănuț? Da. Băi, de ce nu a ascuns omul ăsta bănuții pe aici? Că e un loc formidabil pentru a ascuns bănuții. Numai așa aici pune, numai pe... prin zone de astea greu accesibile. Deci un față pe care o luăm la stânga. Da. Dar nu acum, ci după ce trecem de punctul ăsta de vânzare. Am putea să o luăm, nu știu ce, hai să o luăm pe aici. Pe aici trebuie să o luăm. Ok, uite și baloții de iarbă pe care i-a pus Alina acolo. Ii vedeți? Vine acum, ia uite. O, ce aruncăm cu ăstea de pe margini. Și acum la dreapta. Iți biții. Asta e al doilea trailer și nu știu sigur dacă Alin mai scoate unul. Dar în sfârșit avem și noi niște baloți de iarbă. Și va trebui, bineînțeles, să mai facem, dar probabil când o să mai vinem silic și tot așa din timpul pe 120 crește iarbă, ne ducem, o tăiem și facem din nou baloți. Acum cu terenul ăsta de lângă 22, adică ăsta 22, care e plin cu iarbă, o să fie mult mai ușor. Avem practic un setup extrem, extrem de practicos. Când ne trebuie ceva, le avem toate la îndemână. Bun! Și asta a fost tot pentru episodul de azi. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să vă abonați și un like, este imens apreciat și ne vedem în episodul următor. Salut!